Bună ziua, dragii mei! Astăzi poeta Radu Adnana ne propune poezia Laptele pentru pisică. Tare dulce și gustoasă, dar puțin cam lipicioasă, de ce nu ești atent? Se scurge și pe hăinuțe ajunge. Mic dejun, vreau înghețată, un cornet cu ciocolată. Eu nu vreau acum lăptic. Mamă, să-l dai la pisic. De-l dau la pisic lăpticul, o să rămâi mititică. O să fii ca o înghețată, mică și puțin moțată. Nu-i adevărat, mămică? Ia uită-te la pisică. A păpat lăpticul tot și n-a crescut mai deloc. Tu de-mi dai mie înghețată, dar toată cu ciocolată. O să cresc voinică tare, ca înghețata din pahare. Mama se uită duios la puiuțul ei frumos. Dulce e ca și înghețata, dulce ca și ciocolata. Uite, dacă ești cu minte, o înghețată, ține minte, ai voie pe săptămână. Ți-o dau cu inimă bună. Doar una pe săptămână? Asta nu e inimă bună. Asta e inimă rea. Eu vreau înghețată așa. Dimineața, prânz și cină. Și când mă joc în grădină, când puțin sunt supărată, vreau cornet cu ciocolată. Și de inima ție bună, nu-mi dai una în săptămână. Cumperi tu mașina care înghețată multă are, dar mămică, nu uita, ciocolata este a mea, preferată și iubită și să știi, nu-s ipocrită. Celelalte înghețate, toate bune aromate, le las celorlalți copii să aibă și ei bucurii. Și o să creștem împreună, într-o lume mult mai bună, dulce ca o înghețată în cornet de ciocolată. A fost pentru voi, dragii mei, Adnana Radu cu poezia Laptele pentru pisică. Mulțumesc, să aveți o zi superbă, pe curând!